Salutare, prieteni! Mi-ați cerut să vin să pescuiesc pe lacul Morii, așadar iată-mă aici și haideți să vedem ce pești prindem azi. Așa, ia să vedem, prieteni, mai știu să mai pescuiesc pe lac. N-a mai fost de mult, ia să vedem, ne prindem ceva. N-a mai fost, cred că, de anul trecut, da. N-a mai fost deloc și mi-a spus în comentarii să mai încerc și pe lac. Ia să vedem, uite, o zi liniștită, văd că nu bate vântul, e ok momentan. Să vedem dacă prindem ceva, ia. Eu zic că trebuie să prind și azi. Și pe lac, că n-am mai fost de mult. Uitați ce frumos se vede apusul acolo. Sper să-l vedeți. Superb. Hai să vedem. Ce pește scoatem noi azi. Văd că e liniște, nu prea e multă lume, doar câțiva oameni care aleargă pe lac. Și asta căutam. Liniște, că pe Dâmbovița mereu e trafic, mereu e gălăgie. Ne auzim și noi mai bine acum. Am tendința să vorbesc așa mai în șoaptă acum, că sunt pe lac, fiind așa liniște. Am tendința să vorbesc mai încet, să nu deranjez, să nu... Da. Hai să lăsăm vrăjeala și să prindem pește, că de aceea am venit. Dacă vin, fac 8 state, până sunt 9. Uite-l, mă, l-am luat. Da. Și uite, n-am simțit atacul. Iarăși? Da. Și n-ai adus cu tine stradicul? Ce, ăla de... Gumele noi sau tău? Nu, ale. Pe care îți dăm cu ale mele, că ai adus ale. Ai, na. Păi da, ce are? Da, a venit primul biban, prieteni. Hai, să le liberăm. Da, ataca fin, așa nici n-am simțit atacul. Hai, puștule, fugi. Hai că am început bine. E și verdeață pe aici. Uite-l, ăsta mi-a dat mai tare. În același timp am luat? Bravo, ia uite ce... L-ai scăpat? Da, era frumos să-i scoatem amândoi deodată. Ce mișto ar fi fost, da? Uite, e frumosel. Mi-au dat alții mici și pe urmă a venit ăsta mare și a dat în ea. E, așa da? Deci, hai, încă un bibănel. Am venit unul, ăsta e mai frumos. Hai, să-i dăm drumul. Fugi, mă, puștule, mă. Du-te. Mi-au dat trei mai mici și pe urmă ăsta mare. Uite-l, mă, uite-l, mă. Da, da, deci abia am simțit atacul. Nu știu ce se întâmplă, ori fi foarte nimici, nu știu. Bine, că ăsta era și mic, dar abia l-am simțit. Încă un bibănel, prieteni, ăsta e mai mic un pic. Hai să-i dăm drumul, nu știu, atacă foarte nimic, nu știu ce se întâmplă. Ăsta e, hai să-i dăm drumul. Ia să-i dăm noi drumul încet aici, numai să nu-i speriem pe toți. Fugi. Eu de la bia plec. L-am luat, mă? Ia să vezi, mă, că l-am luat. O, uite ce încet am simțit atacul. Nu e mic, mă, dar am simțit atacul. Nu știu, ori fie anemici. Da. Încă un biban, am simțit, zici că a venit unul cât degetul. Asta e. Abia atacă, nu știu ce se întâmplă cu ei. Dar abia simți când dă în ea. Da, încă un bibănel din ăsta micuț așa. Hai, să-i dăm și drumul în mal aici. Hai, tinere, fugi. Fugi. S-a dus, gata. Da, abia simt atacul, e incredibil. Cum ar fi, ți-am zis eu, să fie toți peștii în malul ăsta. Da, uite-l, uite-l. Am prins în același timp? Da, doar că eu am luat strap. Doar că eu am luat strap. Îi comparăm? Da, am prins în același timp, ia uite. Ți-am zis că la gumă asta trebuie să vină și alău? Nu, no, e deci... Pe malul ăsta era, mă. Ai văzut ce uite ăsta în gumă de 50 de ani, nu-mi da. Încă un strap. A venit și un strap și... Hai să mai scoatem. Hai să-i dăm drumul. Ăsta a atacat frumos. Hai, fugi, măi. Hai că avem activitate azi destulă. Gata, s-a dus și ăsta. Ia văd. Da, uite aici iar un mal.
Uite-l, uite-l. Uite-l, mă, la guma aia nouă, ia uite. La tine a dat sac și eu l-am luat. Da. Uite, mă, la guma aia nouă. Hai, stai cu minte. Cumva aici în mal? Da, da. Da, e ceva. Fix în mal. Încă un bibonel. La guma asta nouă. E prima oară când o pescuiesc. Hai. Ia să te vedem noi mai bine. Uite așa. A dat, mă, bibonelul. Hai. Să-i dăm drum aici ușor să nu-i speriem pe ceilalți. Hai. Fugi, tinere. Gata. Hai, să mai scoatem. Uite-l, mă, uite-l, mă. La guma asta mare. Mare sau nu? Nu cred că e mare. Dar mi-a dat la dita mai guma. Nu-mi vine să cred. Nu e mare. Vreți la gume mari, mă, azi, așa mari? Da, încă un biban, prieteni. Am pus un power shad. Mare, mare. Hai, fugi. Și ridici somnul după fund și vine la muntura ta. L-am luat. Ia uite, mă, cum i-a atacat. Abia am simțit. Deci abia am simțit atacul și la ăsta la fel. Nu înțeleg, ori sunt iar nimici, ori nu simt eu atacul, ceva se întâmplă. Ia uite, strap. Dar n-am simțit atacul. Da, uite, ăsta l-am înțepat în buză. Înseamnă că a atacat el mai... Încă un strap, prieten venit. Noapte acum. Hai, să-i dăm drum. Fugi. Uite-l, mă. Ce zici ai tu de prins pește? Și ia vezi ce am luat. Ia vezi ce am luat. Asta e frumos sau nu e? A? Ziceai ceva de prins pește? Mamă, competitiv, așa, exact. Asta e pentru cei mai frumoși pe care am văzut. Da, până acum, da, pe Dâmbovița venea mai micuți. Așa, mă, uite. Ia uite. Un strap frumos. Hai, să-i dăm și drumul. Fugi, măi, grăsane. Frumos ăsta. Uite-l, mă, iar m-am trezit cu el în cârlig. Cum atacă, mă, de nu-i simt, mă? Atât de anemic să atace? Pare mai frumos și el, a? Ia. Dar nu știu cum atacă de m-am trezit cu el în cârlig. Hai. Oh, ho, ho. A, nu, că nu. Nu, n-are, nu cred că are 30. Mamă, prietene, ce ziceai tu, dai tăi ca un ghițit. Păi de capul meu, unde e? Am, mamă, dar unde a băgat-o? Bă, am jigul mare, mă. Gata, dar e, uite, e rupt și nălucă, ăla e... Cam asta a fost partida, prieteni. Dacă v-a plăcut aventura mea pe lacul Morii, nu uitați să lăsați un like. Și până data viitoare, vă doresc tuturor numai bine. Pa!